Într-o zi de mai, pe seară, cărăbușul de smarald s-a trezit pe o potecă chiar în dreptul unui gard. Unde te grăbești, vecine? O rădașcă l-a întrebat. N-ai tu treabă, îi răspunse cărăbușul îngândurat. Ai greșit poteca iară, dă-i în spate, nu mă crezi? De mergi numai înainte, îți spun eu că te blochezi. Lasă-mă, rădașcă neagră, tu nu vezi cine sunt eu? Eu îmi caut o sânziană, nu mă oprește niciun smer. Și-a lăsat rădașca în urmă și înainte a continuat. Azi gândaci i-au zis că-l curmă și minciuni au îndrugat. Dar după mai mult de o lună, șchiopătând și obosit, a găsit după o lună semnul că va fi iubit.